Am finalizat lucrările de montare de panouri fotovoltaice de parkingul HD, unde mă aflu acum, parkingul fabricii, școala Gârbiceanu și liceul Maranata. Puterea panourilor solare pe cele patru obiective este de 395 de kW, iar producția estimată de energie electrică este de 393 MWh pe an. Producția reprezintă echivalentul a 2.250.000 de kilometri parcurși cu o mașină electrică sau echivalentul a întreținerii 160 de apartamente pe an în ceea ce privește consumul de energie. Primăria municipiului Cluj-Napoca va continua amplasarea de panouri fotovoltaice pe toate clădirile publice pe care le are în proprietate. Clujul are ca obiectiv să fie primul oraș din România care să fie neutru din punct de vedere climatic și să fie între primele 100 din Uniunea Europeană care să atingă acest obiectiv până în 2030. Soarele ne oferă de 5.000 de ori mai multă energie decât are nevoie planeta. Este ieftină, este nepoluantă. Viitorul energiei este verde și pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, în 2023, s-a produs mai multă energie din surse regenerabile decât din surse tradiționale. Acesta este viitorul, iar Cluj-Napoca iese în această direcție verde, nepoluantă.